plecat în lumea mare cu sufletul plin de dărâmări. Și pe a vieții cărare nimic nu a fost ușor, nimic nu a fost ușor, mă. M-a purtat viața prin lume și mi-am pus lacrimea mare. Numai inima din mine a știut tot ce mă doare, a știut tot ce mă doare. Cât e lumea de frumoasă, dorul este greu de dus, mă. Și la inimii n-are casă, toată viața se ascuns, mă. Cât e lumea de frumoasă, dorul este greu de dus, mă. Și la inimii n-are casă, toată viața se ascuns, mă. Răsărit de soare și mă minunez mereu mai. Cum am fost și sunt în stare să merg drept pe drumul meu, să merg drept pe drumul meu mai. Îmi e dor de iarba verde de la casa părintească, de florile din pretvor și perdeaua din fereastră, și perdeaua din fereastră. Cât e lumea de frumoasă, dorul este greu de dus, măi. Și la inimii n-are casă, toată viața se ascuns, măi. Cât e lumea de frumoasă, dorul este greu de dus, măi. Și la inimii n-are casă, toată viața se ascuns, măi. Și mă rog pentru ai mei, măi. Apoi somnul e mai dulce și visez numai pe ei, și visez numai pe ei, măi. Mă întorc de sărbători și stau cu cei dragi la masă. Prin străin nu e ușor, dar viața este frumoasă, dar viața este frumoasă. Cât e lumea de frumoasă, și la inimii n-are casă, toată viața se ascuns, măi. Cât e lumea de frumoasă, dorul este greu de dus, măi. Și la inimii n-are casă, toată viața se ascuns, măi. Bucurie mare, veselie, Tatiana, Marlena, Diana și Viorel Popovici aici, foarte frumos. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Foarte frumos, deci acum te știam singură, dar așa cu niște doamne prezentabile. Păi, eu încet să mă restrup, vin cu o doamnă, după aia cu două, cu trei, după aia cu trei doamne, mai rar cinci, să vezi, da? Un domn cu trei doamne așa în oraș, ieșind și cântând, mai rar. Da. Felicitări! Mulțumesc frumos! Da, sunt Tatiana și mă bucur foarte mult că sunt aici lângă voi. Foarte bine. Cum le-ai ales pe doamnele astea, Mina? Te-au ales ele pe tine, nu? După măsură, după ne-am ales unul. Deci. După măsură, da, am observat că sunteți echipă. După măsură, eu sunt Marlena, Botezatu și da, ne-a ales după măsură și după talent. În primul rând, după talent. În primul rând, sunt Diana Vișinar și am venit cu mare drag aici la dumneavoastră. Bineînțeles, datorită colegului meu, bunul meu prieten, Viorel Popovici. Bravo, Viorele! Da, vă mulțumesc. Deci, noi avem de 5 luni de zile o asociație non-profit, se cheamă Tezaure Folkloric CIC. Suntem la a treia ediție a festivalului care va avea loc acum pe 21 aprilie de Sfântul Gheorghe, bine, da. Duminică, dar cu două zile înainte de Sfântul Gheorghe, unde acolo avem și invitați și din țară și din străinătate. Deci vrem să legăm o punte între artiști. Dar nu înainte vreau ca să-i mulțumim din toată inima doamnei Jenny Nicolau pentru versuri. Textul e a dumneaei. Deci foarte îi mulțumim frumos. Din toată o pupăm inima. Pe Jenny, săptămâna viitoare o să o vedeți în emisiune. Prin urmare, trei doamne și cu un cavaler în coadă. Ei bine, asta combinați prin un ansamblu copiii care se minunați din spate de la Brâuleț. Felicitări din Chișinău. În aplauzele noastre.
Cogoșile au cam scăpat, n-a mâncat... E cozonac, este cozonac. Aoleu, am primit și cozonac, ce ne faci? Mulțumim foarte mult, de la Londra, prin Republica Moldova, acesta este cozonac. Bine, că eu îl îngraș. Da, nu, dar cozonac cu malenei nu îngrașă. Mulțumim foarte mult pentru vizită, vă pupăm, Doamne ajută!